Paula Todoran nu a reușit să-și apere titlul național cucerit anul trecut în cursa de semimaraton, desfășurat în cadrul semimaratonului internațional de la București. Campionatul național al României la semimaraton a adunat anul acesta un număr mare de participanți. La finalul întrecerilor sportive, sălejenii au cucerit 3 medalii, din care una de aur și 2 de argint. Semimaratonul internațional de la București, competiție în cadrul căreia s-au desfășurat și campionatele naționale ale României la semimaraton, a adunat anul acesta un număr record de participanți. Printre miile de participanți s-au aflat și sportivi sălăjeni legitimați la cele 3 unități de profil de atletism din județ. Cea mai bună clasare în competiția individuală a aparținut atletei Paula Claudia Todoran. Sportiva Clubului Sportiv Municipal Zalău, antrenată de profesorul Mirel Seișanu, a terminat cursa pe poziția a 6-a în clasamentul general al semimaratonului internațional și pe locul 2 în cadrul naționalelor de semimaraton și a devenit campioană națională. Celelalte 2 senioare ale sălajului, Daniela Cârlan de la CSM Zalău și zălăoanca Simona Maxim, care concurează din acest an pentru CSM Craiova, au abandonat cursa de 21 de kilometri și au ratat șansa de a cuceri primele lor medalii din acest an. În competiția masculină, cea mai bună clasare a aparținut alergătorului Cătălin Marian de la Liceul Sportiv Avram Iancu. Antrenat de profesorul Teodor Bidian, Cătălin a terminat cursa de semimaraton pe locul 4 în clasamentul categoriei juniori. În competiția pe echipe, Liceul Sportiv Avram Iancu Zalău a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în concursul rezervat juniorilor, iar la categoria de vârstă tineret, echipa s-a clasat pe locul al doilea și a cucerit medalia de argint. Echipa Liceului Sportiv Avram Iancu Zalău, care s-a încununat campioană și vicecampioană națională, a alergat în componența Cătălin Marian, Claudiu Meleg și Luca Gruia. Deși inițial avea înscriși în concurs 3 sportivi, Clubul Sportiv Școlar Zalău a deplasat în capitală un singur alergător, pe Andrei Onea, care a încheiat cursa pe locul 22. Ceilalți 2 sportivi înscriși în competiția de la București, Soos Copani și Raul Crecan, nu au mai ajuns în capitală. Soos Copani s-a accidentat înainte de plecarea spre capitală, iar Raul Crecan a ales să participe la o competiție organizată la Cluj-Napoca, în condițiile în care echipa de juniori a Clubului Sportiv Școlar a devenit incompletă după accidentarea sportivului Soos Copani.